Deci am stat acolo, am băut și acum nu știu unde vrea să ne ducă Ana, dar eu n-am încredere, frate. N-aveți încredere, oamenii din Vâlnei de Munte, nu știți unde vă duc. Zice acum, lasă că vă duc eu la o clădire. Așa încep toate știrile de la ora 5. Trei băieți tineri omorâți în centrul Tokyo-ului, răpiți și făcuți terci. Deci nu știu ce se întâmplă cu mine, încerc să filmez acest intro de 3-4 ori și la mine în mod normal nu se întâmplă așa. Și o să lase Mihai să explice exact. Nu contează, mă, zi exact ce s-a întâmplat, ce voiam să zic eu. Cam schimbat ordinea clipurilor, nu? Da, mă, deci ce s-a întâmplat? Clipul ăla cu Okihagahara a fost foarte fain și a trebuit să îl punem mai repede. Să punem cât mai repede, în duminică, da, ca să vadă toată lumea mai repede. Toată lumea aștepta. Da. Mesaje pe Instagram la cătă, că bă, când îl publici. Toată lumea când îl publici. Și da, a venit mai repede și s-a stricat puțin timeline-ul nostru pe aici. Și acum o să vină un clip din Shibuya. Da. Exact. Un clip din Shibuya pe care noi l-am filmat aseară, îl public astăzi, după care continuăm și o să încerc cumva în următoarele două zile să restabilesc ordinea cronologică a videourilor. Deci da, în clipul acesta Shibuya împreună cu Ana, o româncă foarte simpatică, stabilită aici în Japonia. Vă rog din suflet să-i dați follow pe Instagram, găsiți linkul în descriere, este un vlog foarte mișto și Shibuya este un cartier extrem de cunoscut, o să vedeți pe acolo și Shibuya Crossing, câinele ăla super simpatic Hachiko, am fost la niște baruri din astea, am băut, ne-am distrat, caterincă totală, vorbesc prea mult, vizionare plăcută și repet, restabilesc ordinea într-o zi, două, love you, pa! Am făcut la facultate și am luat o bursă. A luat o bursă? Tu de unde ești din România? Din Prahova, Vâlnei de Munte. Deci am găsit aici o băutură care cred că mă definește și pe mine în anumite momente ale vieții mele. Se numește Cocalero, frate. Mie mi-au turnat sticla asta, frate. Ana, zi-mi o chestie care nu-ți place la viața în Japonia. Ca străin e greu, oriunde e greu. Mereu o să fii un străin aici. Asta deci oricât de mult ai sta, este greu să te integrezi 100% la societate. Da, mai ales cu fața asta, dacă ar fi asiatică, da. Nu, dar așa, ușor. Da. Cash only? Cash only, o băutură 1000 de yen. Da, mă, da, ok. Și care rezervări, dar ne primește. Da, mă, da, gata. Salutare, dragi prieteni, suntem din nou în Shinjuku, de data aceasta am schimbat cazarea și pentru începutul acestui vlog vreau să vă arăt cum se prezintă. Avem aici o intrare extrem de cute. Ăsta este dormitorul meu. Îi vedeți pe băieți. Uite-l pe Mihai. Montre acolo își duce... Care copii. Care copii. Asta este o sufragerie japoneză, cum ar veni. Stăm pe jos aici. Exact. Ăsta este un living normal. Ne place că avem canapea și că putem să stăm împreună, să vorbim și așa mai departe. Uitați, ăsta este celălalt dormitor. Mi se pare că are puțin o mezeală pe acolo pe sus sau mucegai, nu știu ce e ăla. La Mihai în cameră. Ăla, nu? Ăla e mucegai, nu? Da, nu contează, că nu, adică nu-l simți, ia la sus acolo. Da. Așa? Asta este alu Montrei. Asta e pentru bagaj, acolo doarme el. Da. Ca să stea liniștit și avem și câte băi, 4 sau 3. Un avem... WC și două dușuri. A, uite, da, un WC, dușul numărul 1, dușul numărul... Ceva. Și mai e ceva în partea asta, da, ia să vedem ce e chestia asta. Oh, uite, încă un WC, mă. Deci avem două WC. Asta care e cea mai tare, da. Bă, e chiar ok, dar avem aici o bucătărie și în partea asta... Uite, ai și un balcon cu mașină de spălat. Păi, evident că n-aici nici ce view, dar nu mai contează. Asta ne costă la fel ca în toate cazele în care asta până acum au fost-o pe acolo, undeva la 200 de euro pe seară, divided by 3, 70 pe persoană. Ce vă seara, Mihai? Că sunt ciudate, da, că e cam groasă, nu? Da. Nu, mă, dar asta așa, nu știu. Mihai e puțin supărat că nu are televizor. Dar ce, mă, tu deschizi televizorul când mergi pe aici, prin țările astea? Da, mă, păi e foarte interesant să vezi ce văd ăștia la televizor, da. Să vedem și niște show-uri de alea japoneze, știi, cum au ei. Din alea cringe, așa? Da. Wabaki. Cu ce? Aia sunt wabaki, am învățat asta din Fast and Furious Tokyo Drift. Papucile ăștia se numesc wabaki, uite ăștia. Ăștia, da? Wabaki, da. Așa le zice? Cine s-a uitat la Fast and Furious Tokyo Drift știe. Păi da, ăștia se supără dacă intri la ei în casă sau în școală, dacă intri încălțat, îți dau cu ăsta peste ochi. Serios? Se așa, da? Trebuie să te descalci și să îți pui de ăștia și când intri în școală, la liceu, facultate și așa mai departe. Peste tot. 1,9 la metru. ご乗車ありがとうございます。
Scopul meu astăzi este acela de a vizita districtul Shibuya, unul dintre cele mai cunoscute de aici, din Tokyo. Problema este că mi-a fost absolut imposibil să găsesc cazare în care să putem încăpea toți trei. Asta a fost o problemă pe întregul research pe care l-a făcut arățara, Kyoto și așa mai departe, unde o să plecăm. Bine, o să fiu doar eu cu Mihai. Să găsești cazări decente cu trei dormitoare este aproape imposibil. Cu două dormitoare este... Dar hai să vedem cum se prezintă Shibuya. Sunt acum în Shibuya Scramble Square, așa se numește, și nu știu unde e ieșirea, frate, sunt niște moluri aici în jurul meu și nu-mi dau seama pe unde se ies din partea asta. Să mor dacă vă mint, ia. Let's follow the air, dar tot e haotic. Hai să vedem. Și acum trebuie să deschide ceva. Deci stai și apeși pe asta pur și simplu așa? Ia uite. Uite mă, s-a deschis ușa. S-a deschis ușa, intră. Perfect, asta dacă ne lasă. Hello? Stați că... Da, ne-a dus brotherul Montrei la un bar aici. Face să vedem dacă avem rezervare. E un bar de la, nu știu, dubios rău, să mor de vomit. Deci cum faci, mai ziua, cum faci să deschizi? Deci. Deschizi asta. Deschizi cartea. Și okay. apeși pe ecran. Ah, ok. Perfect. That's it? Ah, perfect. Thank you. Eu ți-am te aduc numai în locuri selecte. Cele de unde e? Perfect, thank you. Mamă, ne-au dat! Bă, ești nebun! Bă, ca să vă arăt o chestie, să vedeți că la Backpacker Life nu se uită doar bărbați. Suntem aici cu Ana, care se uită la mine de cât timp? Cred că de când ai fost în Bali. Când mă pregăteam să merg și eu în Bali și atunci am văzut că ai mers în Nusa Penida și m-a inspirat să merg și eu în Nusa Penida. Și ai fost? Am fost, da. Da? Și cum s-a părut? Super. Bă, la, stai. A fost cam greu să merg pe acolo, că a trebuit să luăm un tur organizat, dar a fost fain. Dar stai să luăm de la început. Ce cauți? Ce faci tu în Japonia? Ce cauți aici? Am fost pasionată de... Am început cu anime-uri, de cam ca toată lumea care vine aici, cam ca toți străinii, majoritatea sunt pasionați de anime-uri și apoi mi-a plăcut mult și cultura lor, și cea, îmi place să zic că și cea tradițională și cea modernă. Okay. Și limba, mi-a plăcut cum sună limba și am început să învăț undeva prin clasele 5-8. Mamă, de stai puțin, tu ai început să studiezi despre țara asta de când erai mică de tot, da? Da, a fost un vis așa din copilărie, dar era destul de... îmi doream mult să vin aici, dar era scump, na, pentru mine, în clasă de 5-8 sau în liceu, și am început eu să strâng bani așa, am strâns cât să am pentru biletul de avion, dar până la urmă mi-am luat un aparat foto, că nu puteam să vin în Japonia doar cu bilet de avion. Corect. Adică mai trebuia și altceva și apoi am făcut la facultate și am luat o bursă. A luat o bursă? Tu de unde ești din România? Din Prahova, Vălenii de Munte, un oraș mic. Din Vălenii de Munte, cât de frumos ești aici, de cât timp? 6 ani. 6 ani, frate. Și cum ai putea să caracterizezi tu țara asta sau viața în Tokyo, așa, în câteva fraze? În primul an mi s-a părut ca Disneyland, așa îmi place să zic, că a fost, era totul nou, super, totul merge bine, mi se pare, și rapid, ce mi se pare mie, dar bine, sunt și părți mai, ca peste tot, nu e totul perfect, nu e paradis, dar e confortabil, Benry, totul, adică totul merge bine. Aha, altă întrebare, deci limba o vorbești la perfecție? Da, am JLPT N1, se numește, este cel mai înalt nivel al atestatului de, cum e Cambridge, dar pentru limba japoneză. N-am probleme la vorbire, dar mai am probleme la citit, la ziar, la de-astea. Da, deci ia vedeți câte din astea certificări are și eu am doar bacul luat, asta ca să știți. Am luat și o bac în 2004, după care m-am lăsat de facultăți, cum știți foarte bine. Și astăzi, da, domnul Monte ne-a dus în continuare, trebuie să mă înclin în fața dumnealui și să zic că da. Încă găsit... nu tot. Cine? Ce crezi că e asta? Deci nu suntem la casino, dar... Unde ne-a dus, frate, la casino să ne jucăm? Atunci când vine ospătarul, poți să pariezi, pui o sumă pe masă și în funcție de suma pe care o câștigi, dar nu știu exact, că nu avem ruletă sau poate vine ospătarul cu ruleta, poți să câștigi băuturi, cum ar fi băutura asta de aici. Dar stai să vezi ce băutură urmează să-mi comand eu acum când vine domnul. A, deci ce vrei să ții, nu? Păi asta era și ideea, asta principiul de ce vrei să zic, vin să te întreb, nu știu ce, nu facem așa, o luăm, uitați-vă cât de mișto pare să fie, mă, se rotește masa asta, nu? Super mișto și cu cadă. E foarte tare că am venit toți, pentru că altfel ne punea la o masă mai așa. Da,
Dacă nu eram mai mulți, da, nu? Ne-a băgat în spate la VIP. Bă, la, până mi s-a părut Tirial că a întrebat, aveți rezervare? Și am zis, nu. Și stați o secundă, wait a second. Ați zis, de la știri? Da, de la știri. Da, exact. Foarte tare. Deci că vreau să comand apus pasta. Pe care dintre ele? Ne-am decis? Pe comandăm? El știe ce vrea. Pe care dintre astea a pus? Eu pus amândouă. Pe ăsta, albastru. Asta este pentru nota de plată. Ok, am înțeles, perfect. Deci am găsit aici o băutură care cred că mă definește și pe mine în anumite momente ale vieții mele, se numește Cocalero, frate. Să mure dacă vine să cred așa ceva, uitați-vă. Coca Bomb, Coca Shot, Coca Libre, Coca Naval, Coca Tea. Foarte tare, interesant. Dar meniul mare are un miliard de variante. Știți? Da. One Liquid Nitrogen Mojito. Care e că Ana cunoaște toată țara asta ca coadă. E ceva de aici, din țara asta, ce n-ai văzut până acum? Da, mai sunt, am câteva prefecturi. Vreau să vizitez toate cele 47 de prefecturi. Mai am în jur de 7. În rest le-ai văzut pe toate. Aia, unele nu le-am văzut chiar, am trecut. Dar le-ai bifat. Le-am bifat. Săracum. Ia-ți. Ce tare. Și acum a venit momentul să vă arăt de ce am vrut neapărat să venim nitrogen. Sau liquid nitrogen mojito. Da. Ia zi, mai mergi pe mâna mea? Merg. Da. Mamă, deci miroase până aici. Nu știu ce poțiune prepară domnul acolo, dar miroase bine, rog. Cu mătru. Stăm acum și profităm și noi de Ana, pentru că ea cunoaște extrem de bine această țară și să dăm mare fate cu cunoștințele de geografie când vine vorba de Japonia, noi care nu știm nimic și încercăm acum să facem un itinerariu. Care e locul tău preferat din Japonia? Greu, dar peste tot unde am fost mi-a plăcut. Îmi place mult și zona asta de nord, Tohoku. Acolo nu prea e așa populară pentru turiști, dar găsești o Japonie mai autentică, să zic așa. Găsești sate de-astea, orașe de samurai, clădiri menținute așa ca pe vremuri. Și în Hirosaki, orașul ăsta mai cel mai nord din insula principală, sunt cireși și frumoși. De asta îmi place mult zona asta. Dar și Kyoto. Okay. Trebuie să știți că Ana are un Instagram foarte, foarte cute. Exact azi dimineața mă uitam cu Mihai pe Instagram-ul tău și mi se pare că păstrezi o cromatică super drăguță a pozelor. Cel puțin am văzut că aveai făcuse niște poze într-un cu un mov din ăsta, era un pattern din ăsta mov super drăguț, dar tu acolo că te duci să faci alea, ți le gândești de dinainte sau cum? Știi da. Că te duci acolo și trebuie să-ți gândești outfit-ul și nebunile astea. Mi-am gândit și părul, am avut mov în perioada aia. A, da? Că îmi plac mult florile astea de sezon din Japonia și era perioada glicinei, după cireș, e glicina și sunt multe locuri faine. Dar ce mă, ce? Glicină, wisteria. Wisteria. Așa, ok. E o floare mov care miroase frumos. Da? Și au aici, în Japonia, un tunel, acolo în Fukuoka. Au și cel mai mare parc de glicină în Ashikaga, puțin la 2 ore de Tokyo. Mm-hmm. Și sunt locuri care îi atrag pe turiști. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Dar ce fac cu asta, frate? Dar să-mi curios ce a durat atât de mult. Da, exact. El ca, a zis că... E o sticlă de bere pusă într-un pahar și da. Două paie. Și a durat cât? A durat 3,5 de ore cât până mi-a dus 30 asta. 30 de minute peste asta. Da, peste băutura e super complicat, ați văzut Dita mai show ce au făcut aici. Mie mi-au turat o corona într-un pahar, uitați-vă și voi. Încercăm. Uite, vezi, dacă n-am mers pe mâna la Montrei, da, stai. Stai să-mi țin ochiul ăsta. Așa. Dacă n-am mers pe mâna la Montrei, Montrei a luat acolo. Mie mi-au turnat sticla asta, frate. Fii atent că de tare are un... ceva ce dozează jos ca să-ți curgă linear. Exact, da. Pe măsură ce tu bei din ăsta și pe măsură ce se duce din nivelul alcoolului de aici, de nivelul băuturii, se umple din chestia asta. Dar asta e, cred că e și cea mai mică. Ba, asta e sticlă de corona din aia mică, nu? Da, asta cred că e de 250, ceva de genul ăsta. Da. Bă, oricum bună, nu-mi dau seama dacă e ceva de capul, e neapărat, dar e bună. E bere cu lime și cu niște chestii dubioase pe aici. Da, e mișto. Asta e cine a luat noi? Mamă, miroase până aici.
Da, i-au mâncat. Unde ați mâncat, mă, înainte? I-au mâncat la... Am încercat la... KFC-ul, dar KFC. Nu prea a fost bun, că nu are sosul ăla autentic. Nu are. Și nu e crispy, așa. Știi că e... doar românii au sosul ăla. Păi da, mă, dar la sosul ăla e făcut la noi unde? Undeva pe la... Prin Moldova, da, nu are gust. Deci ăștia dacă gustă odată sosul ăla, nu mai mănâncă nimeni la KFC aici. Da, da, ai mai găsit tu sosul în altă țară decât România? Nu. În afara României, nu. Nu, dar oricum, nici crispy-ul nu e... Da, sunt... Ia uite ce mișto e, ți-a desenat o igoană din sare, presupun că e aia, nu? Ce tare. Sau met. Met, da, sau ment, auzi. Vorbeam acum despre studii și eu nu am înțeles sau n-am fost atent că n-am zis că ea a studiat în japoneză, deci tu ai făcut facultatea la Universitatea București, zici, da? Și totul se face în japoneză. Acolo învățăm japoneză și avem și profesori nativi și cursurile de japoneză au fost din primul an în japoneză. Dar tu știai și limba ceva înainte? Știam puțin și asta cred că m-a ajutat. Că știam, cât înțelegeam și mai înțelegeam și din ce văzusem eu filme, anime-uri. Și sunt profesor nativ și de obicei cum se face procesul de predare? Se face care limba, care connective language-ul? În engleză sau cum? Cu profesorii nativi, da. Dar aveam cursuri și cu profesorii români care ne explicau apoi ce ne-a predat profesorul japonez. Bă, dar e foarte ieftin, frate, fii atent aici. Deci am dat pentru 4 persoane cu 2 deserturi, cu mâncarea și cu 4 cocktailuri, 340 de lei. E foarte ieftin. Și am avut și cadă. Super. Și am avut și? Cadă. Da, așa am avut, vorba lui Mătre, da, așa am avut și cadă aici, frate. Deci era așa, ești nebun dacă n-ai duș acasă sau dacă n-ai apă caldă. Mamă, trebuie să vezi, stați că nu v-am aici pățit cu cazarea, trebuie să vă zic. Deci, pleacă ăștia de acasă și zici că bă, vezi și tu cu apă caldă. Îi scriu-le, how can we turn on the hot water? Îmi dă o poză cu un panel, un control panel. Ah, și asta, perfect. Thank you. Sign you. I have to sign it one second. Stați puțin să semnez asta. Așa. Și pe urmă a zis omul, face ce, unde e control panel ăla ca să dau drumul la căldură? Bă, și stau cu ea, îmi trimite 5 poze. Bă, și după 10 minute zice că, ah, sorry, I made a mistake. The control panel is not in the house. Și zis, bă, și ce fac, dau drumul la căldură? Și că nu, a rezolvat soțul meu, gata. A, mulțumesc. S-a rezolvat de apă caldă, atâta mi s-a părut tare că tipa aia nu știa casa. Și tu știi de ce nu știa casa? Pentru că aveau mai multe. Aveau multe case ei. Că am întrebat și face că am greșit casa voastră, credeam că e nu știu ce. Deci aveam mai multe și de-aia fata a greșit. E de înțeles. E de înțeles, da. Păi, aveți la creanță, ține la colț. A, ne-a dat fix masa de vin. Da, m-am avut. Ia, uitați, să vedeți cât de mișto e locul pe aici. Uite, frate, poți să stai în mașina asta și să mănânci aici, nebun. Super ca lumea, bă. Foarte, foarte mișto barul ăsta. Bravo, Montre, i-a făcut research-ul ca la carte. Thank you. Thank you. Ce am tot întreba dacă mai putem. Băi, doar eu sunt bătrân, ei doi sunt tineri, mă, 21 de ani și cât ai? 22, nu? 22. Da. 22 ai și tu, mă? Da, deci au 22, 22, 36 și Ana are 18, nu? 18. Exact. Rămâne așa, nu? Ana, zi-mi o chestie care nu-ți place la viața în Japonia. Ca străin e greu, oriunde e greu, mereu o să fii un străin aici. Asta. Deci oricât de mult ai sta, este greu să te integrezi tot la asta, da, societate. Da, mai ales cu fața asta, dacă ar fi asiatică, da. Nu, dar așa, ușor. Da. Adică niciodată, eu chiar dacă vorbesc japoneză, tot mă abordează în engleză sau nu mă abordează deloc, că zic că nu vorbesc. Tare asta, mă abordează în engleză, nu mă abordează deloc. Bun asta, da? Deci noi am avut o problemă foarte mare cât am stat aici în Japonia și anume nu am reușit cu Mihai să înțelegem, bă, cum se încălzesc ăștia aici. Și tu vrei să spui că ei prin aerul condiționat la ei este soluția de bază pentru a se încălzi în Tokyo? În Tokyo, da. În Tokyo, da. Deci am nu există ceva central heating sau astea? Nu, care a plecat din cauza asta că e prea frig. Nu mi se pare, adică nu ajungi la temperaturi sub 0 grade iarna în Tokyo. Nu? Nu. Bă, dar ești nebun, cum adică să te încălzești? Eu n-am auzit de așa ceva, tu ai trăit vreodată în vreo țară, ai fost vreodată, ai auzit de un loc în care să te duci să te încălzești cu aerul condiționat? Da, cred că insulele astea, Malta, ăștia n-au gaz. N-au gaz? Da. Bă, dar totuși e Japonia, nu mă gândeam la așa ceva. În fine, unde suntem aici, Ana? Unde ne-ai dus? Nombe Yokocho, e aleea bețivilor. Nombe Yokocho, ai auzit, pe aleea bețivilor? Da.
Uite, am venit acum, asta este pe... Asta ce e, un metrou? Nu e metrou aici, nu? E o clădire așa, random. Bă, da, uite, e o clădire care are o zonă din asta verde pe, ter, pe top floor, sau cum îi zice, cumva terasa. Uite, e frumos skate park sau ceva de genul ăsta. Mamă, super cute și vremea, bă. Vremea pe care am trăit-o aici, deci nu vă dați seama ce bucurie după toată căldura aia din Asia de Sud-Est. Și puțin Mihai era lișat, îmi scădea din Singapore. Cum ziceai, mă? De bă? 40 de grade se simțea acolo. E, curgea apă, bine. Deci mai ales la Formula 1 a fost o căldură acolo în aglomerația aia, dezastru. Da. Și aici vie perfect. Cum ți pare vremea, Alex? Place. Place că în România sunt 5 grade acum. Da, uite, vezi? El vine de la frig, Mihai vine de la foarte cald. Aici s-a creat un average. În asta cred că sunt undeva la vreo 20 de grade acum, 18 grade, ceva de genul ăsta. Când 20 de grade, vezi, e perfect. Da, uite ce caterincă. Ăsta cred că este cel mai animat Starbucks pe care l-am văzut în viața mea. Dați-vă cum vine lumea, stă pe zona asta aici verde. În spate ai frumos skyline-ul. Wow. Superb. Deci da, frate, asta e țară. Asta e țară în care să trăiești, mă. Ana, ești super norocoasă, frate, că trăiești aici. E super norocoasă că trăiești aici. Da. Deci mi se pare o țară, o țară excepțională. Uite, mai ales. Da. Se confirmă ceea ce zic, o țară excepțională. Puneți masca aia, bă. Da. Absolut. Uite, Cristofor. Absolut super mi se pare, atât de frumos mi se pare totul, nu știu. Veniți, veniți, dar nu vara. Că vara e, e prea foarte cald, cald, da. E foarte cald și nu prea merge. E mai cald ca în România? Oh, e... da, e cam, nu știu, cam n-am fost în Vietnam sau așa, dar mi se pare insuportabil, adică nu poți să mergi să vizitezi. Anul ăsta, dar au și sezonul ploios destul de lung, iunie, și iulie, august e cel mai, de asta merg acasă în august. A, acasă în România, da. Da, așa se vor și mașina. Coborât acolo de la, cum îi zicea la chestia unde a fost acolo? Miașita Park. Miașita Park. Și uite, asta este o zonă foarte foarte cute. Vedeți o grămadă de restaurante, o grămadă de baruri aici. Eu vreau să mergem la locul ăla pe care l-am văzut mai devreme. Uite și cățelul ăsta. E Daily Sugars. Să bem ceva, să găsim locul unde spune să băgăm ceva alcool, că nicio seară nu e completă dacă n-ai alcool. Da, mă, uite ce lift, ce lift mic, să nu mai vine nimeni, nu doamne, să nu vină. Zile, bă, că avem COVID. Zile, bă, avem COVID, să nu intre cu noi. Să dai, bă, bagă-mă între, bagă-o de-aia. Dar nu cred că merge. Nu merge. Uite, 4 cel mai mare. Dar nu merge 10. Păi trebuie să ai cartea. 5, 8, 9. A, deci nu e a dat faliment. Da. Uite, mă, ăștia au oprit la 4. Bine, la 4 au apăsat ei sau noi? Ei au apăsat, nu, da. Hai, mă, că mai tușesc un pic? Nu, mai... sunt băieți, nu o să te... Da, da, clar, sunt băieți, uitați-vă. Mai tușesc un pic în orecă, știi imediat cum își pune măscuța. Se vede că-s băieți, da, e clar, trebuie. Nu, mai sunt și din ăștia liberi. Păi, dar nu la ce te aștept să mergem? La 8? La 9? La cât? A, e 5, era 5. Păi și 9 la cât ne trebuie? La 10. Păi la 10? La 8 ce? La 8 metro cosmos. Și ăștia vor tot acolo. Mă, dar nu am voie. Chis, mă, perfect. Ok, coborăm, gata, hai, jos. Voi rămâneți voi pe aici. Mergem jos. Păcat. Am mers cu ăștia, frate, uite, baia, ce pălărie are. Eu zic, și-a pus masca când a văzut. Și-a pus masca când l-a văzut, când l-a văzut pe Montre. S-a trezit puțin. S-a trezit puțin. S-a trezit puțin. Zic că, bă, ăștia străini. Și-a stăniște, sigur vin cu virusul, da? Fă și tu ca Jake Paul cu Mayweather și ai șapca. Da, eu după aia. Auzi? Da. Ia-i șapca și eu la asta pălărie. Da. E moartă, mă, ești nebun. Acum ce e la 8? Sunt la 1, mă. Gata, mă, gata. E 8 seara. Da, e 8, așa e. Nu știu ce vorbește Ana cu ei aici. Ce ai zis? Cash only. Okay. Cash only? Cash only, ah. O băutură 1000 de yen. Da, mă, da, ok, ok, ok. Are rezervări, dar ne primește. Da, mă, da, gata, stăm băi și noi aici ceva. Perfect, yeah, thank you, perfect. Ipâmă, te vezi? La fel, dacă nu era Ana, păi mergeam acolo și dormeam. Asta săracu abia a deschis, bă. Abia a deschis, da. Trebuie neapărat să-i mulțumesc, Ana, pentru că dacă nu exista aia, frate, noi dormeam și acum la Okigahara. Eram cu băieții, stăteam acolo pe drum, ea a sunat, a vorbit la taxi, când am sunat eu, n-au vrut să-mi găsească mașină. Când a sunat ea, au văzut că vorbește limba și a zis, băi, gata, e ok. Și a rezolvat.
Vorbește ceva cu ei în japoneză, cred că le zice, sunt și eu cu prieteni de mei care sunt săraci, uitați-vă la ei cum arată. E nihongo jōzu desu ne. De nihoni sundete. A, so nan desu. Pune camera pe masă. Hey. YouTuber, すごい. YouTuber. Da, da. Maji de? YouTuber. E? Tōdokushasu how many? 1 million. No, no. 1 million. 1 million? 1 million, half a million. Half a million. Half a million, 1 million. Yabai, hai, yabai. Este cifra. Ah, Insta, Insta 見せ る, Insta 見せる. 僕のインスタ見せる, 僕のインスタ見せる. Ce ce ce? Mai. Vreau să-și fac reclamă la Instagram pe canalul meu. I'm Okapi. I'm Okapi. Okapi. Okapi, ah, yeah, your Okapi. Okay, okay, okay. Hodomi, 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 hodomi. Okapi. What happened to your screen? Screen. A screen? Yeah? Drunk. Drunk. Yeah, yeah, yeah. Drunk. Yeah, ah. Drunk. Yeah, yeah, yeah. Okay. Every day drunk. A little drunk. It's okay. Is this a down Japanese crafty gin din ăsta? Hai că arată bine. Ăsta, păstră vreau. E perfect. Mi să-mi dau asta, frate, trebuie să luăm fiecare câte una, cam așa sunt. Da. Localul ăsta. Da, mă, da. Salty caramel. Iau eu două. Să ne combine asta să luăm gin, frate, și am zis, da, mă, luăm gin. N-am mai băut gin de 20 de ani. Mihai, tu vrei gin? Okay. Hai aici cu o fată. You can say hello. 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 La, e acolo. E acolo. Ce ai zis, Mihai, că e drăguț să nu vezi? Merge, ți-a pus acolo exact gale să mori. Cum o cheamă? Cum o cheamă? Cum o cheamă? Nu știu numele. A, curerea e. Se începe în stăgași cu tine. Să nu-i. Așa, eto. Ai, 今月で終わっちゃうんです. そう. そう. Că se închide barul ăsta. Ce-am văzut că băiatul ăsta de la bar i-a pus mai mult fete. E acolo. Și a dat mai mult. Și a cerut scuze că să bea. Da. Just a moment. Vreau să fac o story de la ceva. Saishu wa Romania go ne? Saishu wa Nihongo? Ok. Norok. 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 Kanpai, oppai, apoi pa. Ia să vedem, deci bem. Ah, uite. Gin tonic, deci asta pentru mine este băutura de liceu. Când eram în clasa 10-a, clasa 11-a, mergeam în parc acolo. Nu mai țin minte exact ce parc. Către, a, către, către Herăstrău, nu către Herăstrău, mă, către, cum îi ziceam, Chiselef, mă, da, mergeam acolo și luam gin, frate, și bem, combinam gin cu toate băuturile de nebunie, dar eram mic și tânăr, 18, 17 ani, ceva de genul ăsta. I-am zis băiatul ăsta că mai vreau un gin, s-a bucurat, ce-ai zis, mă, între mă, ziua, te rog. Cred că vrea să te lovească băiatul ăsta, prea zâmbește. Gata, e clar, e prea, prea zâmbește, nu e clar? Mă dă, mă, ești, nu iau ce fel. Bad boy. Give me the best one, but you have to give it to me from your heart, with love. Hai, Ana, ajută-mă tu. From your heart. You have to make the drink from your heart with love. Gin. Gin. Foarte cute. Gin. Îmi place. Deci Ana e cea mai tare, frate. Vorbește aici barista de la bar cu fata aia și Ana traduce. Îmi zice ce se vorbește aici. Îmi place că putem să vorbim în română și nu ne înțelege nimeni. Asta e cel mai tare. Cea mai tare chestie din Japonia. La noi acum ca și cum lucrăm cu coduri. Deci avem pe ea care ne traduce din japoneză, vorbim în română, nu înțelege nimeni. Nu, eu credeam că ei sunt prieteni, dar de fapt el nu mai știe ce face ea cu viața ei. Bă, ce tare, avem coduri de alea, aveam God mode on să mor eu având pe Ana în genul. Te rog să vezi că s-a pilit, e roșie la față. Happy! Omotase-shimashita! Omotase-shimashita! Mamă, ce excited e! Perfect! Different gin or same gin? Different. Băiatul ăsta a vrut să iau și lui gratis, ne-a spus că dacă n-are țâțe, eu nu iau nimic gratis. Uite, fata asta acolo lângă Mihai. Bă, Mihai, lasă-mă telefonul, mă, că e fata lângă tine, mă, să mor de tâmint. Lucrează, e în aceeași, cum îi zice, grupă de vârstă cu tine. Care v-ați luat? V-ați luat cu soda? Se lua cu soda? Nu. A, de gol. Cu soda? Nu știu, mă întreb, că nu dau seama. A, perfect, mă, ce ai, arată bine tot. Hey, thank you. One. Let's cheers, all of us. Kanpai, chin-chin, gatsumanko. Perfect, thank you. What is chin-chin? What is chin-chin? Explain. Chin-chin. Japanese. Yeah, what is? Penis. Penis? Penis. So why you say chin-chin? Two penis, chin-chin. Chin-chin. Penis? Again, please. Again. Why you say chin chin? Like dick? Dick, not chin chin. No, chin chin. Penis. No, chin penis. Small or big? Me? I'm 20 centimeters. Oh, 20 centimeters. De când ne face nota acum, otru. Cât e? Ia dăm o nota, trei țărțe, ia. Stai pe lumea, nu știu ce e aici.
Ia uite, 11.000. 11.000 înseamnă tot așa. Vă 400 de lei și am băut, cred că 40 de cocktailuri de asta să mor eu. Thank you, my friend. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Deci am stat acolo, am băut și acum am dus și unde vrea să ne ducă Ana, dar eu n-am încredere, frate. N-aveți încredere, oamenii din Vâlnei de Munte. Nu știți unde vă duc. Zice acum, lasă că vă duc eu la o clădire. Așa încep toate știrile de la ora 5. Trei băieți tineri omorâți în centrul Tokyo-ului, răpiți și făcuți terci. Hai să vedem. Mă, cum arată Mihai, mai zi o dată. Doi tineri și un bătrân. Da. Ești cum arată Mihai pe asta la sentiment să mor eu. Este o seară de duminică și eu n-am mai văzut atât de mult haos de foarte, foarte mult timp. Ce e aici? Da, am ajuns în celebra intersecție Shibuya, frate, e absolut ireal cât de mulți oameni pot să fie aici. Stați că am văzut și pe băieți. Ce părere ai, Mihai, de ce aici? Haos, deci ce e petrecerea asta? Full, full. Aștept acum să se facă culoarea verde, astfel încât toți oamenii ăștia de aici să traverseze, frate, să vedem cum se petrece o traversare. Hai că acum ar trebui să vină, ia să mă bag în față, gata. Ia, hai să mergem. Mamă, bă, ce e aici? Bă, ce poate să fie aici, frate, e ireal așa ceva. Doamne! Am văzut un miliard de intersecții. Am văzut un miliard de intersecții la viața mea dacă aici. Ce părere ai, mă? Cum ți se pare? Frumos. Frumos. Dar de fiecare dată când se pune roșu, uite, acum s-a pus roșu. Oamenii rămân acolo, în mijloc. Jumătate rămân în mijloc. Ma. E așa ceva în România? Mamă, da. S-a blocat tot orașul. Ia uitați, fraților, ce e aici. Mergem acum către Hachiko, către cățelul ăla a cărui poveste, ce prost sunt. Ia uitați-le aici. Bă, eu am mai fost aici cu Vlăduțul meu, o să aminte acum, uitați-l complet. Dar am fost cu Vlăduț, tot așa. De asta acolo în Shinjuku, Mihai săracu asta și-a căutat cazări. Și ne uitam pe aici prin jur cumva să vedem și noi Shibuya Crossing de la hotel și am văzut la concluzia că e imposibil. Da, e imposibil. Nu numai la bani, nu, sunt aici cazări, pur și simplu. Și prețul, găsisem un hotel pentru seara asta și puteam undeva, nu, puteam fix dublu față de cât le-am aici la cazare de persoană. Da. Și am zis că nu merită, oricum condițiile păreau așa iffy. Și de-aia spun, mai bine stăm acolo în Shinjuku, facem două stații, ajungem la Shibuya, tot e perfect. Și mă gândeam că nu cred că există în momentul de față un alt loc pe această planetă unde mi-aș dori să mă aflu. Și mă enervează super mult că trebuie să fac treaba asta cu operația. Nu pentru că e operația nașpa, nu mi-e frică de chestia asta, dar mă ține cumva imobilizat pentru câteva luni de zile și mi-ar fi plăcut maxim să pot să prind iarna aici în Japonia. Ideea este că pe urmă eu am turul în Peru, undeva prin februarie, și toate șansele spun că eu aș putea să toate șansele sunt că eu să mă întorc aici undeva prin martie-aprilie, pentru că mi se pare că țara asta are atât de multe chestii de oferit încât trebuie să experimentez tot. Și evident ca orice spot din ăsta de gust, uitați-vă cât de mișto. Au venit aici Miri, îmbrăcat super cute, cu fotograful acolo.
Cât de mișto. Și vedem vârzeau acolo mijloc, acolo să facă ceva poze. Foarte, foarte tare. Uite ce frumos. Eu uite cât am mai listul, frate. Da. Deci Ana a zis că ea are acasă. A, acum nu, nu mă faceți uitară. Acum e acasă zică sau nu? Am. Și le place japonezilor în mod normal? Nu, nu le place. Le deci... place afinata, le place... Le mai dau japonezilor din când în când, dar țuica nu le place. Nu, e prea tare. Le place afinata, zmeurat, astea. Astea că sunt mai dulci. Da. Da, da, da. Hai să vedem acum unde intrăm. Mămișule, mă! Da. Și bunicul meu a zis că sake, ce e poșirca asta? Mamă, păi da, frate, îți dai seama că e... Ia, frate, te ce. 11, nu? Da. Hai, cam azi. Ia, dar cred că e închis, mă. Hidden gem, ba nu mai. Hidden gem. E hidden gem. Hidden gem, uite, Ana. Ia uite, deci aici avem frumos un spot în care vedem toată... Ia uite ce tare, vezi tot și boia de aici, frate. Deci e scramă. Mamă, da mă, și-l vezi gratis, frate, asta e chestia tare. Ia uite ce mișto. Scramble ăla ce e? Păi am uitat-o, e un mall, nu? E trecerea de pietoni, în patru mai multe. Da, cea mai mare trecerea de pietoni. Da, cea mai mare, așa, Scramble, corect. Și Buia Scramble. Ia uite asta de ce aici. Și au făcut și clădirea asta și Buia Scramble spre asta de lângă. De aici se poate urca și să mergi să vezi fără geamuri. A, da, da, trebuie să mergi sus de tot, ce etaj, etajul 20 ceva de genul ăsta, presupun. E foarte sus. Da. Băi, băi, e timpul să mergem către casă. Vreau să-i mulțumesc din suflet Anei că s-a văzut cu noi și am planificat să ne vedem mâine seară, să mergem la Tokyo Tower. Nu știu dacă o să filmez, o să iau o pauză. Ce le spui tu românilor care nu sunt convinși totuși dacă merită să vină sau să nu vină să viziteze Japonia? Să vină cu mine, că o să le arăt eu cele mai frumoase locuri. Ideea este că Ana face și niște tururi, să vă pun linkul în descriere, către Instagram-ul ei, astfel încât să vedeți ceea ce face, are un cont foarte, foarte simpatic. Dacă vreți să veniți în Japonia, mergeți pe mâna ei, că cunoaște tot ce e de cunoscut pe aici. Noi gata, am terminat cu Tokyo, cel puțin pe partea asta. Urmează să plecăm către Kyoto și cel mai probabil că o să iau și o zi de pauză și de la filmat și probabil că și de la postat. Nu știu, trebuie să văd cum organizez materialele, dar voi fiți pe canal. Voi trebuie să fiți pe canal în fiecare zi de la ora 20.